O acțiune inedită desfășurată de grădinița cu program prelungit Lucian Grigorescu din Medgidia. Elevii, alături de învățători și părinți, au realizat o activitate prin care au strâns alimente și le-au dăruit bolnavilor din Spitalul Municipal. Societatea Națională de Cruce Roșie, sub filiala Medgidia, s-a alăturat demersurilor realizate de grădinița Lucian Grigorescu și, împreună, au putut oferi un zâmbet pacienților internați pe secțiile pediatrie, maternitate și neurologie. Această acțiune de astăzi poate cu atât mai mult este îmbucurătoare pentru că se referă strict la o categorie de persoane, de bolnavi, care le este necesară o alimentație sănătoasă și, de ce nu, un stil de viață sănătos pe care noi împreună încercăm să îl implementăm. Mulțumim foarte mult și să sperăm că o să bucurăm și o să oferim multor bolnavi speranțe de mai bine. La acțiune au participat și o parte dintre părinții copiilor, ei înșiși membri activi în cadrul Crucii Roșii din Medgidia. Pe lângă donarea în sine, acțiunea a fost una de sensibilizare și de educare a copiilor. Uitați! Domnul să vă precinteze! Faceți mari! Că să n-aveți probleme în viață! Ieși acum, repede! Domnul să vă precinteze! Domnul să vă precinteze! Fiți sănătos! Grădinița cu program prelungit Lucian Grigorescu a mai colaborat cu filiala din Medgidia a Crucii Roșii. Împreună au desfășurat de-a lungul timpului numeroase acțiuni în sprijinul comunității, indiferent că a fost vorba despre copii sau vârstnici. Săptămâna fructelor și legumelor donate. Este o campanie națională. Și ce grupă sunteți voi? Grupa mare. Și mijlocie și mare. Înseamnă că sunteți niște copii buni. Sigur.